Hei, hei, hei! Bună, bună, dragii mei! Astăzi, cu denunțirea noastră din GTA 5 și da, suntem de acolo de unde am rămas, din story mode, cu mașina la reparație împreună cu fiul, să zicem, prietenului nostru. Nu știu exact ce trebuie să fac aici, așa că o să vedem împreună. Ideea e... Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. So, okay. What do you think? Repair vehicle. Ci că e gratis. Good, isn't it? Am înțeles. Deci, first person move. Ia să vedem. First person. Aha. Yeah, mom's down with whatever, dog. Church. 2600 mai avem bănuți? Pentru că avea mai mult. Sau ăla avea mai mult. Bă, serios? Nu știu. Eu parcă așa am simțit dat. Hai bă, așteaptă, stai un pic, că nu știu ce trebuie să fac aici, ești nebun. Ia să vedem, la armură, dacă dau select. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Mă costă ca să upgradez 1600 și ceva, din coace nu am bănuți. Păi da, nu, eu nu vreau să dau bănuții ăștia, adică nu pot gratis. This wagon gonna be sick, homie. Toy boy's gone. Flock to my mama in this ride. Blue and white. Aha. Ca să fac șmecheria asta mă costă ceva bănuți. Lights. La lights. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. Nu văd nicio diferență. Respray, adică să o vopsim. Păi deja e reparată, nu mai trebuie revopsită. Cât e? Oh yeah, paint job. What up? No. Chef. Chef. My mama's car had almost as much work as my mama. Slam the bitch, F-Dog! Bă, nu știu, trebuie să repar ceva anume. Scuze pentru strănu, dar nu mă pot abține. Eu cred că nu trebuie să repar nimic, adică doar să repar, să fac un upgrade. Doar să repar. Ia să vedem. Oricum, mașina e brici acum. Dude, what's happening? Da, mă, e bine. Bine. I'm gonna take you home now. Aducem acasă. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our guy. Deci, the home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring them. No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Bă, e bine că n-am avut niciun accident până aici. Am ajuns bun de tot. Ne mișcăm talent. Să-i băgăm mașina noastră aici. Zang.
Just... Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, shop it, you know? Play darts or get our drink on, strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Da, deci am făcut. Am făcut. Bă, este bine. Stai un pic, totuși aș fi vrut să intru în casă. Pentru ce? Jimmy Van, you're fine. Yeah, that you like under accept my request you have. Bă, ăsta tot mă bate la cap. Vrea să... Fie că nu mai pot intra în contele asta. În fine. Hai să vedem acum ce putem face. Mergem la F. Ia, că ne place mașinalul ăsta. What's going on? Get the fuck up out of here! Că-te jos, bă, am treabă, bă. Place mașina ta, bă, băiatul. Hai să vedem ce misiune facem și misiunea asta. În story mode. Mamă, ce viteză, bă, bă, ce cum merge mașina asta. E și very big. Un pic am văzut acolo, scuze. Mamă, cum l-am scăpat pe ăla. Un pic de nu am luat. Aici la arme, eu nu am arme, așa că ce pot să fac? Mai căutăm misiune să mă face și noi misiune. Cred că trebuia să mă duc tot la mână. Nu? N-ar fi trebuit? Ia să vedem. Stai să vedem. Suntem aproape de fâde acum. Mergem. Bă, dar nu înțeleg cu bănuții, mă, cum fac bănuții, mă. Uite, acolo aveam un semn întrebat. Aș fi vrut să știu să fac bani. Cum fac bănuții? Cum se fac banii? Aia mă interesat. Op. Aduc și aici un semn. O să vedem noi ce am. Oricum... S-a mai văzut. Aici e cursa. Păi nu facem noi cursă. Păi cu cursa la vorbiță. That's nasty. Hai. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed mașină, yet? No, not aia. Yet. He must be slacking. Hai, bă, dă-mi cursa. Bronze medal there? Funny, motherfucker. Asta e mașina, nu? Ia să vedem dacă rezolvăm tot cu asta. Că văd că a mers bine. Chiar m-am înțeles bine. Hai să mergem. Are tracțiune în spate, dar e mult mai grea, știi, aia e toată foarte. Dar sunt curios dacă reușim cu ea să facem cursa. Chiar sunt curios. Ce e? Aici, 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 aici. Hai, băbiță, dă-i gaz. Ok, let's go! Ia să vedem. Trebuie să trecem până... What the hell are you doing? Am început bine. Am început bine tare. Damn, you might actually be some competition. Să nu concentrez mai mult. You dick! Te văd de aici, bă, eu am scurat. How are you still in this? Good night! Sorry. Sorry, guys. Uite, bă, cum ne pește. Ăla e mai rapid ca mine, mă. Bă, Gibilan. Bă, Bobix. Hai, mă, că nu reușim să facem cursa asta. O să ne știm și noi. Auci! Ce-a durut! Bă, e bună mașina asta, mă, e bună, dar nu știu eu să o conduc. Așa e bun la cap. Auci! Hai, mă, hai, că l-am vrut și pe ăla, dacă... Dă-te, mă, din fața mea, mă! N-am demorat și cu ea. Și ne
Ah, uite, bă, ce-a mea făcut, bă, bă, bă. Rookie's trying to pull some moves. Are you crazy? Fresh. N-am șansă. N-am șansă din cauza la controlul ăsta de mașină, de mașină. În GTA 5 nu ai control la mașină. E jale cu el. Du-te, bă, de aici! Watch and learn, baby! Mor! Și aveam șansă să ajung pe locul întâi, ești, nu? Poate se bagă aia doi unul în altul și reușesc eu să depășesc. Relax, you where you belong! Exact. Hai, ușor, nu te mai gândi. Și chiar dacă e să ești măcar, aia e. Hai că nu-s chiar în spate, că suntem bine. Hai că ai șanse. Bine, ești pe tine, dar tu încă ești bine. Încă ești bine, să nu. Hai că ai câștigat. Este. Am câștigat, am luat $200. Ești nebun la cap. Yeah, man. Ce ai făcut, băbiți? Am luat 200? Am luat 200 de parai. Da, și acum să-i dau la fetițe? Nu există. Bă, nu se poate așa ceva. Fără fete. Ce e aici? Să nu spui că aici poți să vă mașini. Ce zice? Not enough money to buy garaj. N-am bani destul să cumpăr garajul, am înțeles. Mamă, dar ce l-am făcut pe ăsta? Hai să-l lăsăm aici pe ăsta. Uite ăla cu casca în cap. Ce cauți, mă, cu casca în cap? Bă, ia uite și... Bă, ce zărut casca! Auuu, ce mi-a dat? Ce mi-a dat? Uite că ăsta știe să bată, băbiță. Uite, care trage după mine? M-a călcat ăla, ești nebun? Vai de capul meu! Bă, ești nebun? Na, băbiță, mai zic ceva. M-a călcat ăla fix pe cap. Și aici am fost la poliție, cred că mi-a dat amendă acum. 140, degeaba am luat 200 de par. Am fost la spital. Bravo, tare. Băi, ești bun, ești, da, dracu, ce? Nu mai am ce să comentez. Dorele, da, e clar. Continuăm data viitoare, dragii mei, da, cu o nouă misiune. Chestia e că încep să mă prind așa pe aici, pe acolo. Încă nu știu, lăsați-mi un comentariu, spuneți-și mie cum să fac bani. Vreau să știu să fac bani, să pot să-mi permit să-mi iau și un garaj, să-mi iau casă, să-mi iau aia și așa mai departe. Să-mi iau și eu ceva arme și tot așa. Încă nu cunosc chestiile astea și nici nu am timpul necesar să mă uit la altcineva să văd cum face asta. Așa că vă rog din suflet, lăsați în rubrica de comentarii părerea voastră, poate mă ajută și cu siguranță mă va ajuta. Nu uitați să folosiți butonul de like, share, subscribe și bineînțeles, dacă n-ați făcut-o încă, și clopoțelul ăla să-l apăsați, pentru că vă ajută să vă informați cu privire la noile videoclipuri ce vor veni pe canal. Așa că până atunci, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei, numai bine, vă salut cu drag. La revedere!